make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit în sfârșit la FIFA World, la o nouă serie de pe canalul nostru. Am decis în cele din urmă să începem noua serie. Ce să vă spun decât să lăsați un like. Știu că putem face și la această nouă serie, la acest prim episod, peste 100 de like-uri. Trebuie mai ales să ne ajutați în momentele astea grele, să spunem, pentru noi. Vom face mai multe serii, ceva, vom juca și Ultimate Team și Road to Division 1. Să vă arătăm echipa noastră, am jucat și noi doar două meciuri și acelea le filmasem, dar din păcate nu a mers filmarea. Nu avem cea mai bună chemistry, nu avem cea mai bună echipă normal, ne-am ales echipa preferată Real Madrid și ne le-au dat pe Iaramendi. El și cu italianul ăsta de Silver sunt cei mai buni jucători ai noștri. Nu mai avem mare lucru, astăzi că era un englez, uite de ce nu punem noi, dar n-ai, mai bine nu e, asta este echipa perfectă după părerea mea, adică cei mai buni jucători. Oricum o să facem o echipă mai mare, da seama, momentan avem 1649 de gold și să căutăm un oponent, să jucăm și noi un match, normal doar nu vom face doar echipă, mai ales că nu avem bani și trebuie să facem rost de bani. Și iată oponentul nostru, în sfârșit l-a găsit, să-și aleagă și el odată, în sfârșit și-a ales și tricoul. Cred că și-a ales echipa preferată Barcelona, asta este echipa lui, Marc Bartra este cel mai bun jucător, l-are pe Dusk, nici el nu are cel mai bun chemistry. Un începător, la fel ca noi, doar două meciuri jucate și două victorii, cine știe cine. Am găsit în sfârșit și un oponent, să vedem echipa sa, pare mai bună decât a noastră, dar chemistry-ul este praf, s-ar putea ca internaționale să fie echipa lui preferată, ba chiar asta este echipa lui preferată, nu știu dacă este italian, nu prea mă interesează asta. Sperăm să-l batem, are 3 meciuri, 3 victorii și un egal, mai avem 3 meciuri, 3 victorii. Să vedem. Și începe meciul cu adversarul nostru în prim plan. El are prima atingere de balon. Hai că-l măcelărim, a venit deja ca mielul la tăiere. Cum a dat mingea asta? Poate vom juca, vom avea norocul să dăm numai de amatori aici. Începem cu o pasă în adâncime, nu ar fi fost chiar pentru acest jucător, respingere proastă, ce șut, șut foarte slab din acea poziție apărat de portar, dar din nou ne îndreptam către poarta lui pentru că acum iarăși ne îndreptăm apărat, de fapt reușește și el să respingă, o petinari, pasă către el, se ducea de la Damers care recuperează, Damers e penalti, jucăm la pitiș cu ăsta aici. Penalti obținut de Damers, să vedem cine îl va bate, este tot el, același Damers l-a obținut, el va bate penaltiul, Damers 1-1 cu Christensen, gol! Damers 1-0, minutul 10, ce deschidere de scor din penalti, dar am început prea bine meciul, deja l-am intimidat pe adversarul nostru care a rămas pe jumate, a crezut că vom da chiar acolo. Nu a fost cea mai bună execuție a lui Damers, probabil că dacă se arunca portarul o lua destul de ușor acea minge, dar nu s-a aruncat și a reușit să marcheze Damers, o nouă pasă de această dată pentru Petinari, celălalt atacant al nostru, italianul Petinari, pasează excelent și este 2-0, Valotti marchează 2-0, wow, a pasat Petinari acolo pentru compatriotul său care reușește să facă 2-0, ce frumos, după 5 minute deja reușim... După 5 minute de la primul gol reușim să mai marcăm încă unul, de această dată printr-un italian, a dat gol din pasa compatriotului său, pasă de gol pentru Petinari, foarte bine, recuperăm acolo, dar pierde mingea, însă nici el nu se descurcă foarte bine. Iată-l pe Murphy, Murphy este în careu, Murphy în careu în continuare, din nou e penal omul ăsta, la doilea penalti scos de el pentru noi și tot Damers este să bată Damers în fața dublei, Damers dublă pentru Damers, din nou nu se aruncă adversarul nostru, 3-0 măcel, doamne ajută să nu iasă, îți dai seama dacă iese nu mai se pune chiar... atât de bine și uite am completat și noi ceva, am dat cred 10 goluri pentru că a arătat acolo 10 și cred că asta este, am mai jucat FIFA World fără să filmăm,
O, foarte bună intercepția lui Diara pentru Murphy. Murphy a scos penaltiul din care Dammers a făcut dubla. Pettinari a dat și el o pasă de gol. Iliar Amendi pasează la Dammers. Dammers în posesie de șut. Oh, trage peste poartă, dar a dat bine, a dat puternic acolo Dammers, puțin mai jos sub transversala. Dacă intra șutul ăsta, era foarte bine pentru noi. Cel puțin pentru Dammers. Iată pe Murphy, ce pasă poate să dea Murphy. A fost însă ținut acolo Dammers. Pettinari era și lângă el, putea să atace, știu eu, mingea, dar era greu. Și cred că iese adversarul nostru, repriza a doua. Iată, și nici măcar în prima repriză n-au văzut poarta noastră. Jegos de rău de tot. Ha, iese, mă, e imposibil. Băi, ce jegos. Am bătut cu 3-0, chiar ăsta a fost scorul. Oare ne va da? Oh, da, e bine măcar că luăm 9 puncte în sfârșit și am luat 311 gold. Bun, și aceștia, poate că luam mai mult, adică normal că luam mai mult dacă termina meciul și mai ales că mai dădeam vreun gol, două. Așa, să vedem dacă ne-a... A, da, ne-a dat un patch de bronz și 100 de gold pentru că am completat acea chestie cu 10 goluri. Așa, avem două patch-uri, după cum văd acolo. Da, două patch-uri de bronz, să vedem ce vor da. Importante vor fi aici, știu eu, contractele, da? Uite că ne dau câteva contracte. De fapt, acest patch a fost mai cu contracte. Acesta cred că va conține și doi jucători, da. Ui, trei, adică trei rares, trei jucători. Uite, un jucător, un KB de bronz, foarte bun. Pe ăștia alții putem chiar să-i vindem. KB ăștia, adică fundașii ăștia alalți, ăștia doi, pentru că oricum n-avem nevoie de atât de mulți jucători. Uite și câteva kituri, sunt destul de interesante. O emblemă, să le folosim, de ce nu? Uite, mie îmi place ăla de la Scoția, nu ăla, alt destul de drăguț. Câteva kituri am făcut rost. Uite și uite alt, nu, era alt, îmi pare că era alt manager. Poate unul din ei să-l vindem, dar hai să-l băgăm pe ăsta în clubul nostru. Așa, și totul băgăm în club, serios, adică și ceilalți. Bun, dar asta ce e, mă, cu free kick, cred. Încă un patch, bun, încă un patch. Al treilea patch dat, cred că era de la chestia aia care a câștigat-o. Oh, uite un corean. Coreanul ar fi bun, ar face un chemistry. Așa, coreanul l-am putea să luăm. Și uite o emblemă. Ia uite și minge. Mamă, ce mă mir. Ia uite câte cadouri. Sper să fie așa și de Crăciun. Încă un manager am văzut acolo. Da, să vedem coreenii, să vedem cum vom așeza. Cred că vom vinde și câțiva dintre ei. Ei bine, acesta a fost primul... Sau mai jucăm, mai jucăm, hai să mai jucăm un meci, eu ziceam să încheiem, dar vom mai face un meci. Să băgăm totuși unul din jucătorii care am luat, pentru că am luat ceva destul de interesant. Să scoatem acesta de 52, rămânul acesta. Să vedem ce avem în echipa noastră. Avem unul, uite ăsta, ce un Babarici. O să-l băgăm normal titular și cred în locul YKB. Și ar veni în locul englezului, cred că da, mai bine în locul ăstuia. Și să băgăm coreanul ăla, ziceam eu. Dar vom da așa, iată noua noastră emblemă, e destul de drăguță, știi, să știi, chiar îmi place mai mult decât cea, de exemplu, a lui Manchester City sau alte embleme de top. Mie unul mi-ar place așa mult emblema lui Bayern, sincer să fiu. Să vedem dacă mai găsim un oponent, caută și găsește, găsim, dar să aleagă și el un tricou diferit de al nostru. Să vedem, noi vom da așa, totuși, așa ar fi cât de cât diferit, dar măcar dacă ar avea și el un tricou alb sau roșu, ar fi cel mai bine, uite alb, alb, dar tot caută tricou. Se pare că va juca în alb, echipa lui este formată din Keylor Navas, portarul cel mai bun, cred că ăsta e laudat și-o fi ales și el tot Real Madrid, adică echipa preferată. Are un jucător de 71 de silver și un jucător de 49 când e corean și acesta. Are jucători slăbuți, doar Nava și cu acest Hazazi. Murphy, o pasă excelentă pentru Dammers. Iată pe golgheterul nostru, Dammers! Ratează! Ratează, din păcate, Dammers. Nu a prins cadrul porții, măcar un corner dacă obținea și el. Da. Oh, Dammers din nou ratează. E incredibil omul ăsta, ne mănâncă de tot toate meciurile. Cum a greșit și uite ce craj ne dă copilul ăsta ambulant cu care probabil jucăm acum. Nu am uitat câte meciuri are, dar sigur este jucător, este nou, să spunem așa, începător. Dammers din nou, Dammers excelent, îl vede pe Fossati. Hai Fossati, o pasă a noarului nostru, nu foarte bună.
Oh, recuperăm foarte bine pe Tinari. Pe Tinari în fața golului. Nur. Aolo! Atacanții noștri sunt incredibili cum reușesc să rateze atât de mult. Iată-l pe Tinari și el are o șansă bună și nu se poate. Mingea nu intră nici de această dată în poartă. Pe Tinari, cum de nu a dat gol de acolo? Wow, câte ocazii am avut și toate atât de asemănătoare. Ce meci este acesta în care nu putem să marcăm un gol din atâtea ocazii și toate numai în fața porții. Nu poți să zici că ai avut numai șuturi de la distanță. Adversarul nostru e năucit, iată cum greșește pe bandă rulantă. Și ce șansă bună aici, pasă pentru Petinari. Scoate portarul, ai Petinari, este, nu se poate. O scăriță slabă totuși a lui Petinari, puțin mai tare dacă dădea să se ducă mai puternic. A scos cu greu portarul, nu era atât de mult scos. Iliara Mendy, lovitură de cap care se duce nu foarte bine, nici măcar nu prinde cadrul porții. Din nou, cât pe ce să greșească tăieta, dar asta a dat mai tare și l-a ajutat. O recuperare, încă o recuperare și o pasă a lui Damer, secționată pentru Iliara Mendy. Iliara Mendy, hai Iliara Mendy, tu nu rata, n-are cum să rateze. Se vede jucătorul de valoare, gol Iliara Mendy, 1-0. În minutul 41 nu ratează la Ramedi și deschide scorul. Wow, după atâtea ocazii era și timpul să marcheze cineva, să bage mingea în plasă. O face Ilia Ramedi cu 1-0 pentru echipa noastră împotriva FC Madrid, normal. Deci se vede că și-a ales echipa preferată Real Madrid, dar nu prea arată că ar fi un galactic cum suntem noi. Petinari foarte bine pasează la Murphy, l-a văzut acolo în offside, dar oricum a ieșit de acolo. Damers, nu se poate așa ceva, din nou ratează Damers. De fapt, cred că va începe să ne obișnuiască cu așa ceva, dar nu ar fi bine, benefic pentru noi, pentru echipa noastră. Castrazi, iată o primă ocazie a lui, bară și scoate cornerul. Poate cine știe ce iese de aici, sperăm să nu iasă ceva nasol pentru noi, a tras în bară prima oară, chiar prima ocazie a lui în acest meci și cea mai mare de altfel. Să vedem însă cornerul care îl bate slab de tot, noi foarte bine, încercăm acum un contraatac, dar este minutul 45, să vedem dacă arbitrul, nu mai lasă arbitrul și sincer să fiu, a fost o mică risipă de energie acolo pentru Damers, care iată cum a ratat încă de la startul meciului până în finalul reprizei. Trece Iliara Mendy, iată-l acum aproape în careu, Iliara Mendy cu un adversar în față, foarte frumos, se desprinde de el, Iliara Mendy, poziție de șut în fața dublei, ratează Iliara Mendy și el nemulțumit, câte ratări, cum a putut să ia balonul la traiectorie atât de rea și din nou era să muște, ia să vedem ce dă arbitrul aici, sper să nu fie ieșit din, a ieșit din petinari, iată-l că acum pleacă de lângă adversari, inexplicabil la faza asta. Damers are centrul, are prin planul, Damers, bară a lui Damers, încă o dată tot nu dă gol Damers și cu petinari atacantul nostru Fossati, nici el Navas reușește de această dată să prindă chiar în brațe fostul portarul Real Sociedad. Hazazi, o pasă încercată de acesta, foarte bine protejează jucătorul nostru. Damers șutează, Damers, în brațele lui Navas, i-a avut și noroc la șutul acesta și mai ales tâmpitul ăsta, nu știu cum să-i spun, de ce să fiu chiar așa rău, dar inamicul nostru care ne întâlnim în meciul acesta a avut noroc la câte ratări au avut atacanții noștri, iată din nou pe Damers, hai atacantul, dă o pasă de gol, oare? No! Imposibil, cum ratează optalul nostru, nu chiar n-am fost atent cine a fost, dar nu contează, a avut o ratare atât de mare. Iată-l încă o dată pe Damers activ, Damers, nu dă gol, era imposibil să dea gol Damers, o centrare care este în aut, eronată, această centrare așteptarului nostru Murphy, meciul cu cele mai multe ratări din istoria acestui joc, FIFA World, probabil cele mai multe ratări din, iată-l din nou pe Damers, poate dă gol Damers, nu dă gol, de capul meu, cât a ratat Damers ăsta, dacă era la carieră, cine știe cât scădea aici. Doamne, nu-mi vine să cred, totuși și noi cât am ratat, zici că ar fi intenționat, iată și ce pase primește, ce situație are acest Damers, iar adversarul nostru parcă face blat, întoarce mingea de fiecare dată la portar și o dă la întâmplare, bine că nu iese măcar, știe că n-are șanse. Câștigăm cu 1-0, încă 3 puncte foarte importante, a făcut 12 puncte, să vedem și câți bani vom primi, 1-0, golul lui Iliara Mendy, să nu uităm.
Bun, am și promovat, suntem în divizia nouă, am luat titlul foarte frumos, foarte frumos. Am luat 461 de coins și 150 de coins și încă un patch de bronz. Bine, bine, foarte bine, un patch avem să-l deschidem de bronz și să vedem ce vom primi de această dată. Normal că trebuie să luăm foarte mult, uite, încă un cub de bronz, adică mai așa mai strălucitor. Bun, și contractele ar fi foarte importante. Uite pe acest Brown, este de la Chelsea, un junior probabil, are 60 overall. Așa, încă o emblemă, lucruri mici, lucruri mici. Până la urmă nu putem să ne schimbăm emblema de la meci la meci, oricum asta a noastră este destul de drăguță, să spunem așa. Bun, băgăm asta în club și restul îl vindem, nu cu XL, adică știi ce zic, nu? Uite un arbitru, ce este, sau antrenor cred că este ăsta, adică știi, antrenor special, ceva de genul. Restul video am luat 74 de coins, pentru că nu aveam de ce să ținem așa degeaba. Avem 4845 de coins, aproape cât un patch de gold. Dar acesta a fost primul episod de la FIFA World. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like dacă da, un com să vă spuneți părerea. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!